început cu acea dată, 26.07.2012, joi, și până pe 9 august se vor organiza alegeri pentru Consiliul Teritorial al Corpului Național de Poliție de la Buzău, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău. Am menționat în anunțul respectiv și condițiile de participare, care sunt cazurile în care nu le sunt aprobate candidaturile, sunt câteva, nu sunt foarte multe. Deja acceptăm candidaturi și până acum s-au scris decât un singur polițist pentru funcția de secretar. Să reluăm din nou funcțiile pe care pot candida să fie membri ai Consiliului Teritorial. Consiliul Teritorial Buzău, ca de altfel toate cele din țară, vorbim de cele teritoriale, au în componență un președinte, doi vicepreședinți, un trezorier, un secretar și patru membri. Mi-am propus, acum cred că e prima oară la Buzău, să facem ceva cu mare sindicatul. Adică măcar cei patru membri să nu fie toți de la reședință sau din municipiul Buzău. Să avem unul, cum avem noi împărțit județul, să spunem, pe poliții municipali și orășenești, să avem unul din zona Râmnicu Sărat, unul din zona Munte, Valea Nevoiului, Pătărlagele, și unul din zona Pogoane. Toată procedura de pune candidaturul și cea care va fi urmată în momentul în care se vor face alegerile este menționată clar în actele normative care vizează activitatea Corpului Național al Polițiștilor. Sunt făcute cu acordul Biroului de Execuție Central al CNP-ului de la București. Candidaturile toate vor fi înaintate către București și ei vor valida candidaturile care vor fi depuse ori teritorial la mine, ori la București direct. Adresa este specificată în anunț. Mai nou, față de ce a fost anterior și tot inițiativa Biroului de Central este formularul de înscriere este făcut tipizat și deja a fost postat pe calea de specerat CNP. Dacă vreau să și lea toți colegii care îi interesează. De asemenea, o noutate este faptul că trebuie să depună și un CV. Domnii de la București vor să vadă cine este acel polițist care vrea să fie, facă parte din Poliția Teritorial. Cum spuneam mai devreme, doar trezorierul trebuie să depună o hârtie din care să iasă că are și studii economice. La 3 zile după ce se finalizează, expiră termenul de înscriere, Biroul Central va transmite către noi dacă a validat candidaturile sau nu și ulterior, de comun acord, eu cu Biroul Central și cu comanda unității, cu domnul comandant, o stabili o dată pentru alegeri. Iar atunci o să revenim cu mai multe detalii. Fiecare reprezentare, în cazul nostru, reprezentarea se face în funcție de numărul de membri, iar în cazul nostru, având peste 700 de membri, e 1 la 7. Cei care vor reprezenta pe colegii lor vor reveni și cu un proces verbal în care să reiasă că ai lui colegi, cei 7 sau 6 în fiind la 7-lea, îl împuternicesc pe el să voteze pentru ei. Acest document de asemenea va fi postat pe calea pe care o aminteam anterior, ca dispecerat CNP. Fiecare va completa, vor semna colegi și poate să fie prezentat la alegeri. Vom face între timp mențiuni pentru detalii, ca în așa fel încât la alegeri să nu avem nevoie. Repetăm, este 9 august. Eu zic că este destul timp ca fiecare să se hotărească și pot să-i și sprijin, să le dau un model de CV, un model de... Deja CV-ul meu l-am postat pe aceeași cale, în caz că primește colegi nou, așa model de CV, din ala se pot, și-l pot salva în calculator și să facă un altul, ca să și-l depună și să o facă în termen. M-am oferit, bineînțeles, pentru cei care m-au solicitat să-i sprijin, să poată să se înscrie. Aștept candidatul și nu prea vin.